Înstelata Elenei Udrea face senzație în presa de peste ocean. Numeroase ziare din Statele Unite au preluat subiectul din emisiunea Sinteza Zilei a postului Antena 3, care a dezvăluit piesa celebrei mărci Dolce Gabbana. Jurnaliștii americani sunt și ei uimiți de pasiunea ministrului român pentru vestimentațiile și accesoriile de lux și nu uită nici să amintească despre relația nepotrivită pe care Elena Udrea o are cu șeful statului. A realizat că viața nu e simplă ca la bloc și a decis să dea pantofii cu toc. Mi-am luat o poșetă pe cea mai cochetă din Paris. Washington Post, Forbes, San Francisco Chronicle, Miami Herald, ABC News sunt câteva dintre publicațiile unde și-a făcut loc Elena Udrea, înveșmântată în rochia plină de stele din cea mai nouă colecție Dolce & Gabbana. Ministrul român al turismului dă explicații despre rochia scumpă, notează gazetele de peste ocean, prelund o știre a agenției Associated Press. Subiectul a fost lansat în dezbatere de Antena 3, care a prezentat un număr al revistei El din Marea Britanie, unde rochia cu mâneci lungi avea un preț de multe stele. 14.310 lire sterline. Este prețul de catalog. Sper ca doamna Udrea să sune și să ne spună că rochia este un fake. Elena Udrea nu a sunat, însă a doua zi s-a împotmolit în explicații. De dimineață, pe blogul personal oferea un link de unde reieșea că bijuteria vestimentară valorează doar 900 de euro. Cât despre povestea halucinogenă cu rochia, nu există rochie de purtat ziua de 14.000 de lire sterline. Veți găsi aici prețul pe care l-am plătit pentru rochie. Seara, povestea avea însă o altă nuanță. Nici vorbă de site sau de prețul cum se cade. Elena Udrea explica într-o emisiune TV că a primit rochia cadou de la soțul ei, drept consolare pentru că nu a putut merge într-o vacanță. În ziarele americane, slăbiciunea Elenei Udrea pentru poșete, pantofi și haine scumpe este pusă în contextul lipsei de sensibilitate față de oamenii afectați de criza economică din România. Udrea este ministrul cel mai proeminent în guvernul României și cel mai apropiat aliat al președintelui Traian Băsescu. Articolul face referire și la zvonurile despre relația nepotrivită a Elenei Udrea cu șeful statului. Comunismul vinde